scuze că l-am promis timp puțin, dar am întrebat cu domnul director. Am văzut aici o scădere la vânzări, bunuri și servicii. 30 milioane diferența față de anul trecut, de la 48 milioane la 18 milioane. O să am cu răbdare, vă rog frumos, să-mi iertați că o să am ceva de întrebat. Am văzut că față de bugetul de anul trecut și anul acesta, cred că și acum 2 ani, dacă nu mă înșel, documentația deschisă se tot perpetuează această valoare. S-a reușit până la urmă un aviz ISO al clădirii categoriei. Asta nu este veche, de care... E destul de delicată obținerea avizului ISO, ca la multe alte clădiri. Adică nici spitalul nu e chiar avizat ISO, nici școlile toate. Da, se caută soluția, ar trebui anulate două etaje, s-au făcut o platformă, încă se caută soluții de avizare ISO primării. Am văzut la piață acest bani care le-au rămas gâșilor se duce pe aviz securitate la incendiu. De parte de investiții, n-am văzut. Ați spus dumneavoastră, ați promis în ședință atunci că vor fi suplimentări. Izolăm piața. Bun, asta, ce-am mai trecut și anul ăsta lui, anul trecut, mi-ați răspuns la ultima ședință, că nu există telefoane plătite de primărie. La bugetul de anul trecut au fost 30.000 de lei cu telefoane mobile. Pe telefonie, bugetul din 2025, în bani, s-au cumpărat telefoane mobile anul trecut. La ultima ședință mi-a spus că nu există telefoane mobile. La ultima ședință a spus că există telefoane de servicii. Și nu sunt telefoane, sunt pe compartiment, nu sunt pe persoană. Eu vă rugasem că m-am gândat la dumneavoastră, m-am păcat și nu mai putem avea acces la informația atunci când avem nevoie. Dumneavoastră mi-a spus că nu există telefoane de serviciu cu primării. Da, nu sunt telefoane. Acum sunt. Nu sunt telefoane de serviciu, sunt telefoane pe compartiment pentru diferite, nu sau unei persoane. Sunt de serviciu, atâta când sunt cumpărat din bugetul local, dar sunt de serviciu. Personal. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, nu există aici angajații domnului primar, sunt angajații noștri, ca să lămurim lucrurile. Da? La dezvoltare. Cheltuielile de dezvoltare am văzut o scădere de aproape 40 milioane de lei față de anul trecut, cu bugetul din anul acesta. Dar puteți să-mi dați un răspuns pe aceste întrebări. Sunt proiecte, o multitudine de proiecte care s-au finalizat anul trecut, dar anul ăsta cel de dezbugetat este un rest din acele proiecte care au mai rămas nefinalizate. Deci parte din ele, mare parte, s-au finalizat. De aici provine diferența de valoare. E vorba de proiecte pe fonduri europene, cea mai mare, da? De asta e vorba. De sumele acestea. E prima dată când văd această scădere de la an la an. În acest moment, asta e situația, asta am bugetat. Nu... Asta înseamnă mai puține investiții în acest oraș, în acest an. Nu neapărat. Este începutul anului, dacă analizăm anul trecut, o să vedeți că multe sunt contractate în timpul anului și, practic, sumele vor fi bugetate și în timpul anului, că apar modificări în timpul anului. Nu putem trage o concluzie de la început. Tot scăzut. M-am spus o întrebare și nu mi-ați răspuns. Cum provine diferența de la vânzări de bunuri și servicii de 30 milioane? Deci anul trecut s-a modificat un cont în care s-au bugetat transferurile voluntare, altele decât subvenții. E vorba de sumele de la Consiliul Județean. Au fost bugetate într-un alt cont anul trecut. Dar asta nu înseamnă că s-a finalizat, e vorba de buget, ce se întâmplă la începutul anului. Nu înseamnă că a rămas definitiv până la final. Diferența de aici provine. Deci anul acesta s-au bugetat într-un alt cont decât anul trecut. Ok?
că ar trebui să facem o analiză minuțioasă pe fiecare cont ca să le putem delimita exact dacă asta e. Așa am înțeles și ați spus dumneavoastră, data realizarea veniturilor propriilor a bugetului municipiului Onești, anul 2026 s-a situat sub 97%, prin urmare veniturile proprii în anul 2024 au fost analizate la nivelul casării din anul puțin, la care s-a luat la inflație. La venituri proprii, se dă mai puțin. Nu mai nimic. Fiecare dintre elementele care constituie veniturile au modificare. Unele dintre ele minus, altele în plus. Eu zic valoarea finală, nu văd capitole distincte. Valoarea finală. Acea sunt 100 de milioane, am văzut 106. Deci nu dumneavoastră cu ce a spus dumneavoastră. La care s-a luat până la valoarea inflație. Faceți analiza pe venituri proprii. Așa scrie aici, cum are veniturile proprii. În anul 2024 a fost fundamentat la nivelul veniturilor din casă. Anul precedent la care s-a îmbrăcat din față, 10,1%. Exact. Este sub dumneavoastră, oameni. Veniturile proprii sunt doar cele din taxe și impozite locale. În categoria asta de venituri ce-i bugetat sunt și alte tipuri de venituri și anume avem contracte de asociere cu Consiliul Județean care anul trecut erau bugetate pe un anume cont. În timpul anului s-a modificat și acum ele sunt bugetate direct pe secțiunea de dezvoltare. Concret, 37,50 anul trecut, anul acesta e 43,39, dacă vreți să vă mergeți direct pe buget. Adică ar trebui analizat fiecare dintre conturile pe care dumneavoastră le comparați 2023 și 2024. Exact la fel le compare. Exact la fel, le-am pus în oglindă. Atunci haideți să facem și o coloană de diferență, facem un Excel, facem o coloană de diferență și analizăm fiecare diferență, ca să putem trage o concluzie. Eu zic partea finală de sus, nu... Dar nu toate veniturile, totalul, nu este alcătuit doar din venituri proprii, asta încerc să spun. Sunt și alte categorii de venituri, de exemplu, veniturile din asociere nu sunt venituri proprii. Dar ansamblul bugetul a scăzut cu 30 de față de anul. Pentru că și... Asta mă puteți contrazice? Nu mă pot contrazice. Discutăm de veniturile celor două secțiuni, nu? Bănuiesc. Și atunci, pentru secțiunea de dezvoltare, v-am enumerat mai devreme de unde provin modificările. M-am întrebat la tot la început, de unde provin, sau mă rog, cum s-a bugetat la clubul sportiv Trotușul 63.000 de lei. Materiale, prestări, servicii, caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru intenție și funcționare. Da, e vorba de niște echipamente. Niște echipamente pentru sportiv și niște, din câte am înțeles, niște cheltuieli. Înscrierile în competiții, mai multe cheltuieli. 60.000 de lei pe un an întreg, cel puțin la secția de box, sau nu le s-au luat niciun echipament până acum. De la început, de când lucrează cu echipamentele lor copii. Sunt legitimați. Păi nu sunt legitimați, pentru că n-au avut nici buget de legitimare anul trecut. Anul trecut a pornit, așa cum a pornit. 40. Totuși la 3.000 de lei cheltuieli de transport, nu știu ce se poate face într-un an de zile, competiții cu 3.000 de lei. Vedem înscriși, vedem legitimați. Am pus o sumă la transport care se poate modifica în a doua parte a anului, după luna. După luna s-a în vedere a se face o afiliere la federațiile naționale? Asta e și ideea. Box, badminton și șah? Da, sigur că da. Nu s-au luat de echipamente. Anul trecut n-au avut buget pentru nimic. Nu echipamente, nu deci, materiale. Deci, spuneți dumneavoastră că la box vor fi în jur de 40. Sunt. Bun. Dar la celelalte discipline cam pe cât preconizați? Nu știu ce să vă spun la momentul ăsta. Cu siguranță. Totuși, ca ar trebui la următoarea ședință să vină domnul care se ocupă de acest club, să răspundă la niște întrebări dacă se poate. Mi-ar fi plăcut să fie în sală, dar se pare că nu. Sigur. Antică la fi, pentru că văd că totuși la capitolul salarizare avem 183.000 de lei bugetați. În momentul meu de vedere, sunt mari și cred că... Cum ați socotit pe mare la 3 antrenori, 180 de ani? Păi nu știu ce să face, că nu au zis nimic de scopul la momentul de față. Socotiți un pic 3 antrenori, un director și 2 antrenori, din 60.000 pe an, înseamnă 50.000 de lei pe lună, 5.000 de lei pe lună cu tot cu taxe, adică un salariu de până în 3.000 de lei. Da, asta înseamnă, asta multul care îl spuneți dumneavoastră, e un salariu de până în 3.000 de lei. În condițiile în care nu știm ce s-a făcut pe această
pe acest club. Vă invităm la sală. Dacă ne spuneți și unde își desfășoară activitatea și unde se fac competiții. De box? Ce, la discipline unde își desfășoară activitatea? La bibliotecă, cred că, din câte știu, șaful. Și probabil la o școală, nu exact cum scriu de școală de tonă. Cred. Sau așa era. Așa ar trebui. Da, eu aș pune și întrebări acum, cu toate că domnul, mai că din domnul Agapi spuneți că e directorul clubului sportiv. De ce sportiv pe ramură, asta Bănescu să-mi răspundă dânsul. Cred că ideal ar fi să-l chemăm la o ședință ulterioară și să-i solicităm să răspundă personal la aceste întrebări. Poate la multe nu puteți... Nu știu, dar avem înțeles de tot. Că eu, de vorba, mi-am zis tot ceva legat de buget ca să intru acest lucru. Poftiți? Să avem ceva, tot ceva legat de buget, dacă tot vorbim de activitatea clubului sportiv, măcar să avem ceva. Tot așa, să fie tot ceva legat de buget. Bugetul se aprobă. Bugetul se aprobă. Trebuie să mai discută data viitoare tot de același buget. Doar de activitatea viitoare acestui club. Pentru că s-a dorit și se dorește ca acest club să completeze ceea ce dorește ceva de cluburi. Ceva de cluburi au și ele la acele traumă. Să facem discuții despre buget, asta am vrut să zic. Întrebarea mai era dacă să are... Asta putem să aflăm noi oricând. În orice zi ne interesează. Deci, cred că... Domnul Zasu, mai aveți întrebări? În momentul ăsta, nu. Dacă nu este domnul care ar putea să răspundă la întrebări, cu ce îți vorbesc? Pereții? Și așa mi-am găsit. Deci, din toată bugetul? Mai sunt discuții pe proiectul de buget sau pe amendament? Dacă nu mai sunt, supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Cine este pentru? Așa. E bine? Pentru amendament. Doamna președinte, de prima dată ați întrebat cine este pentru. Am ridicat mâna. Nu. După care, în timp ce numărați, după mai spus cine... După care, când dumneavoastră numărați probabil, cineva a mai spus să mai votăm o dată. Și atunci n-am auzit din ce a spus domnul secretar. Am înțeles. Domnul secretar nu reușise să numere. Mulțumesc. Important este să fie acurate în ceva numărat, chiar dacă ridicăm mâna de două ori. Am înțeles cine a fost pentru. Abține dacă avem la acest proiect. Așa. Trei abțineri. Și cine? Împotrivă, după aia. Împotrivă? Domnul Dumitru? Abținere. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim. Acum votul pentru proiect. Cine este pentru proiectul de buget? Abțineri? Împotrivă? Nu avem. Domnul Dumitru? Abținere. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim. Trecem la următorul, proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Onești pentru anul 2024-2025. Dau cuvântul domnului secretar general pentru prezentarea raportului de rețelei de aprobare. În vederea asigurării accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea structurii de învățământ, subordonată aceluiași ordonator principal de proiecte, în condițiile legii. Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea rețelei școlare a municipiului Onești pentru anul școlar 2024-2025. Fațile cele menționate vă supuneți că deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Avizul comisiilor de specialitate, comisia numărul 3. Adorabil. Mulțumesc, domnul Sărgentu. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă avem. Dacă nu avem, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Avem unanimitate. Trecem la următorul proiect de hotărâre.
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești Amor echipamente medicale. Domnul secretar, vă rog, referatul de aprobare. Având în vedere adresa compartimentului de specialitate prin care ne comunică finalizarea contractelor de furnizare echipamente medicale, proiectul de hotărâre propune darea în administrarea Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești a echipamentelor medicale achiziționate, vederea gestionării eficiente a acestora. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc. Avizul comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții? La fel, dacă îmi permiteți, nici la acest vot nu voi participa. În regulă. La aceeași situație. Consemnați că... Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SCDPP Onești S.A. pe anul 2024. Are cuvântul domnul secretar pentru prezentarea referatului de aprobare. Municipiul Onești are ca obiectiv alocarea sumelor necesare pentru desfășurarea condiției de normalitate a activităților SCDPP public și privat Onești S.A., ținând seama de posibilitățile financiare și de prevederile legale aplicabile, motiv pentru care se propune de aprobare bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale de domeniul public și privat în Neștiința pe anul 2024. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiectului de hotărâre. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă sunt? La fel, dacă îmi permiteți, la acest proiect grupul USR Plus nu participă la vot. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Vă supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abține? Domnul Dumitru? Abține. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim. S-a confirmat. Da. Trecem la următorul proiect al ordinii de zi, proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 222 din 19 noiembrie 2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca. Modificările și completările ulterioare. Domnul secretar, aveți cuvântul. Din adresa înregistrată la primăria Municipiului Onești, domnul consilier local Moraru Marian Dorin înaintează demisia sa din cadrul de Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. În seama de prevederile legale în domeniu, în vederea funcționării Consiliului de Legalitate a Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal, se propune numirea unui alt membru suplean. Față de cele menționate, vă supunem pe deliberare și aprobare prezentului proiectului de hotărâre cu mențiunea că va trebui să faceți numai de proiectului. Vă rog, avizul comisiilor de specialitate, domnul sergent, comisia 3. Favorabil. Mulțumesc. Comisia 4, aviz favorabil. Avem o propunere? Da. Vă rog, domnul director. Aș propune ca o propunere așa personală să facă parte tot un coleg de-a nostru de la PSD, Victor Moraru, pe cea parte din grupul de consiliere al PSD. Deja, adică am încercat să-l luăm la situația așa, ca la nivel de discuții, l-am deja pe domnul Dobuș, ca să se balanceze. Deci avem deja un membru suplean, avem un membru, adică dacă ar fi ideal, ar fi să nu recurge la... De-a înțeleg că aveți o propunere. Nu, nu. Te renunți la nominalizare. Am combătut propunerea domnului. Ușor, dacă îi spate, se oferă altcineva. N-avem propunere? La PNP mâine. Deci la PNP nu-i nimeni. Puțin tare. Nu trebuie atât. Haideți să luăm pauză de 2 minute ca să nu lăsăm proiectul.
Lămurită această chestiune, doamna Doile, îți doriți? Dacă permiteți, vreau să fac și o parte. Nu trebuie aici. Dacă doriți, nu trebuie. A spus, dacă trebuie, a zis, nu trebuie. Mâine,
Sergiu, hai să mă gândeam la o sacoșă de aia de... Da, de ce? De ce? Avem un vot valabil exprimat 19, 16 pentru, un vot împotrivă, două abțineri și un vot nu. Trecem la următorul proiect, trecem peste proiectul 6 cu diverse lăsăm la urmă, trecem la proiectul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului împreună pentru fete, absolvante gratuite fetelor vulnerabile din școli, inițiator Gheorghe Cimpoiu, consilier local. Cine citește referatul? Secretar, vă rog. Beneficiarele acestui proiect sunt elevele care frecventează unitățile de învățământ din municipiul Onești, care vor beneficia de ateliere și materiale informative, precum și de produse de igienă specifice. Din hotărârea Consiliului Local numărul 92/2023, proiectul menționat a fost implementat în două materii școlare la nivelul municipiului Onești, ca unități private, respectiv școala gimnazială George Călinescu și Colegiul Tehnic George Asachi. Acest proiect a avut un impact benefic. Față de cele menționate, vă supunem spre liberare și aprobare prezentul proiect. Referatul a fost prezentat, avizul comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4, aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Avem unanimitate. Trecem la penultimul proiect al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială Onești, aprobate prin hotărârea Consiliului Local 271 din 26-10-2023, privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Onești. Are cuvântul domnul secretar pentru prezentarea referatului de aprobare. Potrivit noilor reglementări legislative, personalul medical de specialitate din unitățile de învățământ preuniversitar este preluată structura de personalul medical angajat de autoritățile administrației publice locale începând cu data de 1 ianuarie 2024. Astfel este necesară modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială Onești, aprobate prin hotărârea de Consiliu anterioară. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul comisiilor, domnul Jitaru, comisia numărul 1, comisia numărul 3, favorabil și la comisia numărul 4, dacă avem discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu avem discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Avem unanimitate. Trecem la ultimul proiect de pe ordinea de zi. Probleme de interes local. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Zașu, domnul Dumar. Domnul Zașu Pascul. Da, o scurtă informare, tot pe domeniul sportiv. Cred că știți, dar bine să mai amintim o dată. Oriștiul are în acest moment sportiv calificat sau în curs de a se califica la Jocurile Olimpice. Și a trebuit totul să-i amintim pe Mihaela Campbell, care e sportiva numărul 1 la disciplina hardere. Este urmează să fie premiată de Agenția Națională pentru Sport săptămâna viitoare. Amalia Gheguartă și Lilia Cosman, la gimnastică,
care au participat la cam ultimele campionate mondiale și au calificat România la Jocurile Olimpice, la Paris. Sportiv, pensionat la CSR Unici. Săptămâna viitoare va fi o gală a gimnasticii, organizată tot de către colegi de noștri de la CSR. Vitan Gabriel, atletist și Anton Amin, încă luptă și urmează calificarea la Jocurile la Campionatul Mondial pentru a prinde o calificare la Paris. Și Georgiana Milia, care se antrenează pentru campionatele europene și mondiale. Cred că ar trebui amintiți și ar trebui promovați și sprijiniți totodată, pentru că ultima perioadă anul trecut, din ce știu, la ce semne a fost o criză financiară care a afectat activitatea sportivilor și că ar trebui totuși pe viitor să Consiliul Local, Primăria, să găsească o soluție de a sprijini și financiar aceste cluburi. Când se confruntă cu anumite probleme delicate, ar trebui totuși ascultați și sprijiniți. Asta în măsura în care există posibilități de a-i sprijini, de că există, mai ales că Românești este un oraș renumit pentru sport, a fost și sper că va fi în continuare. Problema cu clubul Trotușul, cred că ar trebui să ia în vedere a se lua în calcul și dubla legitimare, acolo unde se găsesc soluții pe partea de antrenamenti, pot găsi antrenamente și la cele două cluburi susținute, CSM și CSSM. Pentru că la CSS există sală, la CSM există sală, poate există o colaborare pe partea asta cu cluburile legitimare, bineînțeles, dacă se dorește. Dar zic că ar fi în sprijinul copiilor să se întâmple așa ceva. Asta am avut de partea pe capul de sport. Atât, am înțeles cu partea de sport, s-a rezolvat. Da, două fac apel către dumneavoastră, către oneșteni, către oamenii de afaceri din zona Oneștiului și nu numai. Ieri a fost încărcată achiziția pentru investiția de extindere rețea gaze naturale în cartierele Orzeș și Slobozia. Probabil astăzi sau mâine va fi vizibilă pentru agenții economici. Fac apel să încurajați, cu cât vin mai mulți operatori, cu atât sunt șansele să fie un preț puțin mai mic, pe raport calitate-preț, și să facem economii la bugetul local. De asemenea, în maxim 3 săptămâni, se vor încărca 8 contracte pentru achiziții de reparații trotuare. Cu aceste 8 contracte vom acoperi întregul oraș, cel puțin zona de blocuri. Valoarea contractelor se ridică la 5,4 milioane. Cu aceste, încă o dată spun, cu aceste 8 contracte am hotărât să fie 8 contracte mai mici pentru a veni cât mai mulți. Termenul este foarte scurt de execuție, doar de 6 luni pe fiecare contract. Ne dorim să fie operator, dacă se poate mai mult, dacă nu pot să ducă, pentru a le acoperi în timpul ăsta util. Nu mai mergem cu contracte subsecvente, pe un termen mai lung, mai multe contracte subsecvente, am împărțit în contracte mici, să putem acoperi într-un timp rapid, să eliminăm disconfortul din toate zonele orașului, să nu se simtă unii locuitori marginalizați, că într-o parte s-a făcut, în altă parte nu. Anul ăsta îmi doresc să încheiem tot ce ține de modernizarea zonelor pietonale și în paralel venim din urmă cu asfaltările pe fiecare zonă. Mulțumesc! Mulțumim! Mai are cineva de intervenit? O să închei eu ședința, că dacă tot am fost președinte, nu acord de beneficiul ăsta. Se plânge lumea că noaptea la piața Catedralei sunt lumile aprinse toate noaptea. Nu, și n-ar trebui să fie aprinsă toată noaptea? Da, întreabă lumea dacă... Este un consum de 6 kW, din câte știu. Bine, eu, pe toată viața ta e... Dacă e atât de mic consum, toată lumea se întreba dacă nu este... Nu s-a acolat cheltuielile. Nu vă face. Sunt decuri economice, cheltuielile sunt foarte mici pe iluminator din piațetă. Ar fi ciudat să facem economia asta. Întreabă lumea și... E nesemnificativă cheltuielile. Bine, dacă e nesemnificativă, e foarte... 6 kW. 6 lei pe oră. Adică foarte puțin. Da. Pe noapte 60 de lei. Da. Declară lumea.
să iei lucrările ședințe ordinare de astăzi. Domnul Citaru, mă mulțumesc. Să aveți o zi bună și să ne vedem bine. Sănătoși!